N-am trăit niciun moment frică de boală, niciun moment, fără să o contest, pentru că exista și înainte, ferească Dumnezeu, au existat boli cumplite pe planetă, au existat situații îngrozitoare, mă refer la nivel de destin uman, îngrozitoare în care oamenii și-au făcut îngrozitor de mult rău, adică amenințarea unui virus care statistic nu omoară atât de mult, pe lângă ce-și fac oamenii singuri, de la ura verbală, la atitudinile ostile, la atrocități enorme, deci virusul ăsta... Nu ne mai în ducem asta, în oceane, că în continuare nu ne mai uităm ce aruncăm pe acolo. În cheia asta, relația cu virusul, în schimb, am fost foarte atentă și singurul moment de vigilență și încordare, eu l-am simțit la început, când s-a declanșat pandemia, pentru că nu-mi ieșea în cărțile astrologice, nu-mi ieșea în hartă. Și am zis, în ce cheie trebuie să mă uit la o hartă ca să scot de undeva din joben această pandemie declarată. Și a trebuit cumva să înțeleg în altă cheie aspectele, pentru că toată lumea aici cădem toți de acord, toți cei care aruncăm un ochi în viitor sau sunt suprasensibili, care tatonează versiunile de viitor, că anul 2020 e un an de schimbare, schimbare care vine de la vârf, prin o altă paradigmă dictată de sus, de instituțiile de putere, pentru că așa erau aspectele, și am zis că probabil sunt niște contexte constrângătoare în sensul ăsta, că e încălzirea globală, că e vreo nu știu ce, nu ne-am gândit neapărat la pandemie, pentru că astrologic cel puțin sunt anumite elemente pe care le urmărești când vorbești de un virus planetar, care dacă elemente nu apăreau pe Bill așa, Gates, probabil, așa la suprafață. Și atunci am avut o altfel de relație cu acest virus. Însă o schimbare trebuia să vină, ea acum este impusă la anul, este cumva, tot aspecte de schimbare sunt, dar sunt autodeterminate cumva, adică ne luăm viața în mâini, probabil că virusul acesta va continua, parte din frică dispare, sunt și aspecte de curaj la anul, acum am fost paralizați, Marte retrograd, după, din iulie până acum pe 15 noiembrie, deci oricum ne-am regăsit destul de greu, pentru că n-am știut ce să credem, specialiștii au fost și ei împărțiți în și așa mai departe. Anul viitor nu mai este aspectul ăsta și cumva eu am făcut un deal cu mine, astrologic vorbind, văzând aspectele și așa mai departe, și eu m-am relaxat foarte repede cu treaba asta. Lucrez de acasă, deci a fost ușor. Nu am copii mici ca să-mi fac griji pentru ei, deci nu vreau să știu ce este pentru voi. Nu vreți. Însă tocmai de aceea am putut asista un pic mai detașat la sinusoida asta emoțional, comportamental, prin care toată omenirea a trecut și toată lumea era de acord că ceva în viața noastră trebuia să se schimbe. Și aici vreau să spun un lucru. Orice aspect astral poate fi privit și tradus în practică în mai multe chei, mai multe niveluri de expresie în funcție de nivelul tău de conștiință. Și e clar că o schimbare trebuia să apară. Ea putea să apară însă pe mai multe căi. Din păcate sau, hai să nu zicem din păcate, într-un fel sau altul, s-au combinat așa efectele, cauzele și efectele, această schimbare, pentru că ea n-a fost inițiată, discutată, nu că noi n-am fi vrut, noi oamenii, legat de consumerism, legat de relațiile umane, legat de familie, legat de religii, legat de comunicare, interacțiune și așa mai departe, de temele mari de pe planeta noastră, pentru că nu am inițiat aceste schimbări și aceste dialoguri înainte, de au venit voie, aspectele ca să zic astea, așa. Da, au venit aspectele astea și ne-au găsit pregătiți cum ne-au găsit pregătiți. Și atunci, sigur că au putut fi dirijate aceste energii într-un sens sau altul. Dar am constatat un lucru. Ne-am plâns de foarte multe lucruri înainte, pentru că le și doream schimbate. Și în domeniul religios, că biserica sau conducătorii nu-și fac treaba, dar noi avem nevoie de o îndrumare, dar nu de o interpunere. De o îndrumare, deci nu-și fac treaba. Că școala nu-și face treaba, că băia nu-și fac treaba, acum nu mai avem nimic. Și e rău fără ele. A, era bine să fie modelate, nu era bine cum erau, adică trebuiau să țină pasul cu vremurile și nevoia noastră de schimbare și de adaptare. Pentru că și aspectele erau de viraj. Și aceste capitole mari din viața noastră, cu instituțiile mari care le coordonează, nu dădeau semne până acum, eu știu, de 10 ani, de 5 ani, de 6 ani, că se fac niște schimbări, niște adaptări la noua conștiință, de fapt. Adică nu se poate. Milioane de oameni pe planetă citesc cărți de dezvoltare, se întreabă de unde vin, cine sunt, și noi cu instituțiile, mergem așa cum mergeam...